cât și candidații la funcție de ministri propuși atunci de el. Guvernul Sturza nu a mai fost investit pentru că nu a existat voință politică, pentru că grupările politico-mafiotice de la Chișinău au blocat. În general, ședința Parlamentului din Republica Moldova nu a mai avut loc ședință, nu a fost quorum și s-a considerat că această lipsă de quorum este argument pentru a declara candidatul invalid, în sensul în care este nevoie să fie desemnat un alt candidat la funcție de prim-ministru. Societatea civilă a protestat împotriva acestei interpretări din punctul nostru abuzive a Constituției Republicii Moldova, una peste alta. Oricum s-a încropit o majoritate parlamentară formată din partide și transfugi de la alte partide, care a și desemnat actualul prim-ministru, iar în momentul în care am cerut ca să fie semnate aceste declarații de integritate, am avut parte de o surpriză, de două chiar. Prima a fost că, contrar așteptărilor noastre, Partidul Democrat și ministrul, candidatul la funcția de prim-ministru, Pavel Filip, și-a declarat disponibilitatea de a semna această declarație. Eram aproape sigur că nu o va face, dar vedeți punctul 2. A doua surpriză a fost că a spus domnia sa și juriștii Partidului Democrat că nu le convine textul acestei declarații, iar textul, între paranteze, a fost preluat aproape 100% din România și adaptat, completat cu unele lucruri absolut importante pentru Republica Moldova. Vă spuneam că ni s-a spus că nu sunt de acord cu textul acestei declarații de integritate, ne-au propus propriul text din 3 propoziții care nu spuneau absolut nimic decât: eu, cetățeanul X sau Y, mă oblig să respect legea.